Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Controverse mari în Țara Galilor după numirea unui nou inspector șef școlar, un anume trecut. Un galez de 52 de ani, pe nume Owen Evans, e nou un inspector șef însărcinat cu creșterea standardelor educaționale în sălile de clasă din toată țara. Asta este un job important, avem și noi în România, și nu fi inspector șef aici prin București. Inspectori avem mulți, dar da. Nu cred că se ocupă nimeni de dezvoltarea... Inspector șef avem mulți, școală e puțină. Exact. Chestia e că domnul Evans a fost exmatriculat când avea 16 anișori. Când era la liceu. De ce? Pentru că le-a dat profesorilor prăjituri din ciocolată care conțineau laxative. Nu cred. Un tip plin de inițiativă. Da, da. 23 de profesori din 40 au lipsit de la ore a doua zi. Ba, a avut multe prăjituri. Da. Și mulți clienți. Asta mă întreb aia 17. 40 minus 23, 17, nu? Da. E 17 mai rezistent sau mai puțin pofticioși? Poate nu le-a plăcut. Uite tu, de exemplu, dacă te-ai servit cu... Nici o treabă. Prăjituri cu ciocolată, în schimb tu... Eu mănânc 6. Da. Domnule, deci un inspector școlar care știe să vadă lucrurile și din celălalt unghi, dacă îmi permiteți. Da, da. A fi fost exmatriculat, a fost o lovitură foarte mare pentru mine. A mărturisit el în presă. Aș fi spus să vezi ce lovitură tare a fost pentru profesor, dar aș fi oarecum imprecis, dacă îmi permiteți. A mai dat câteva explicații într-un alt interviu, spune, citez, încercările tatălui meu de a mă disciplina au trecut pe lângă mine ca apa pe spatele unei rațe, a spus el. O expresie că... nouă. Da, noi. Seamănă cu noi trecem ca gâsca prin apă. Exact. La ei este apa pe spatele unei rațe. Da. Dar totul curge. Deci domnul, cum îl cheamă, Evans, are ceva cu curgerile. De oricum ar fi interesant de citit mai multe despre domnul ăsta. E tare cum a, deci taică-su n-a reușit să-l corigeze. Mm-hmm. Și că a fost rușine de maică. A fost și exmatriculat. Da. Și cu toate astea, uite că a ajuns inspector școlar, adică... Asta e, mă, băi, un... Să știi că uneori... A ieșit la liman. Da. Și măcar are experiență de viață și știe. Eu, dacă aș fi elev acum în Țara Gailor, aș fi îngrijorat. Ăsta nu poți să-l păcălești. Exact. Ăsta știe, tată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.